Vorba aia. Hai cu Doamne ajută și cu acest lăifuț micuț și drăguț. Bună seara, dragi prieteni, bună seara, națiune, bună seara, popor, bună seara, stimați inoriași. Nu am fost în live de două zile și chiar mi-a fost dor, chiar dacă am zis că am să fiu live în fiecare seară, dar vă dați seama că se mai întâmplă să mai... Vorba aia, să nu mai putem și noi să intrăm în live-uri, în lăifuțuri. Așa avem 1000 de oameni în direct, salutări, când mai vii la Leova? Dragilor, o să vin la Leova imediat și o să ieșim din această carantină. Astăzi o să... Mister Kebab Moldova, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați adus kebab acasă astăzi și a mâncat întreaga familie. Așa, cine mai este aici? 1566. Dragilor, astăzi o să discutăm mai multe mici aspecte, problemuțe, dacă pot să le zic așa, împreună cu voi. Pentru că tot primesc diferite mesaje. Emilian, tu ce părere ai despre situația respectivă sau despre acel bla 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 bla. După cum v-am zis, în acest live din această seară o să vorbim în direct cu o domnișoară sau o doamnă, nu știu exact, care este stabilită în China de câțiva ani și o să vorbim cu ea despre situația de acolo și despre zvonurile că a mai apărut încă un virus, dinozavrovirus, nu știu ce, ceva de genul ăsta. Și în genere o să vorbim despre situația care se întâmplă acolo și cum stau chinezii la capitolul virus. Noi o ducem foarte bine acasă la țară. Așa, tot astăzi o să vorbim în live despre tancurile și despre toate mașinile blindate din Chișinău. Iar cea mai problematică, nu mai problematică, dar ceea ce pe mine mă deranjează foarte mult este atitudinea oamenilor referitor la moldovenii care vin acasă. Sunt făcuți... Doamne, iartă-mă. Așa. Așa. Dacă o să mai vin la epoca de piatră, cu siguranță o să mai vin, dar o să vin un pic mai târziu. Bună seara și soară mea din Italia, de lângă Verona, San Bonifacio, cu care temă începem prima. Eu am să încep simplu de la ce se întâmplă cu oamenii care vin de peste hotare și sunt diferite curse speciale pentru toți moldovenii. Un singur lucru vreau să vă zic. Părerea mea personală, fiecare din noi am încercat să evadăm unde ne simțim în siguranță. Eu am lăsat Chișinău și am venit la Negurin pentru că eu sunt acasă și mă simt cumva mai în siguranță și este un lucru firesc să vii, când se întâmplă momente de genul ăsta, să vii acasă să stai în sânul familiei. Fiecare țară normală care își respectă cetățenii, indiferent că au plecat la muncă la Moscova, în Italia, în Anglia sau în China, încearcă să-i protejeze și să-i aducă acasă în astfel de momente. Și este un lucru firesc. Așa se întâmplă și în Republica Moldova, că oamenii vor să vină acasă să stea în sânul familiei, că nu se știe ce o să fie mâine. Dar când văd mesaje de genul pe internet că naherite bisvii acasă ne mă lipsească cu virus, eu astfel de mesaje nu le pot înțelege și n-am să le înțeleg niciodată în viața vieților mele, pentru că fiecare din noi sau o mare parte din noi avem oameni peste hotare. Este un lucru normal și acești oameni de peste hotare ne-au făcut să avem tot ce avem în Republica Moldova la momentul actual. Cât timp acești oameni erau acolo, bine mersi, ne trimiteau colete, ne trimiteau bani când avem nevoie. Ei erau oameni buni și bravo, stați acolo, că acolo vă-i ghine. Trăim într-o perioadă destul de complicată și oamenii vor să se asigure și să vină acasă. Doamne ferești, nu știi ce o să fie mâine. Acești oameni, bineînțeles că trebuie să vină acasă, bineînțeles. Asta e una. Problema numărul 2 este alta. Că printre acești oameni mai sunt și oameni care sunt irresponsabili. Dar nu-i puneți pe toți, că nu toți moldovenii sunt proști în aceeași oală, în același rahat. Este un lucru plauzibil că oamenii să vină acasă în astfel de situații. Oamenii trebuie să stea acasă, lângă mama, lângă tata, lângă mâca, la țară sau nu știu unde. Este altceva greșit aici. Sunt oamenii care nu sunt responsabili și vin în țară și mă lipsesc pe alți oameni. Iată, oamenii aceștia, într-adevăr, trebuie să poniți bine și ori în tăte găurile și puși în carantină. Dar nu îi puneți pe toți într-o oală, oameni buni, pentru că fiecare din noi am fugit la țară sau ne-am ascuns unde noi ne simțim confortabil. Acești oameni trebuie să vină acasă. Dacă ei simt nevoia să vină acasă, atunci trebuie să o facă. Acum o să vorbesc și de alt categorii de oameni care stau acolo, peste hotare, și zic, nahuinii, trebuie să vin acasă, chiar nu vin, că acolo e dezastru. Iată și asta este o problemă care trebuie discutată. Eu nu o fac pe deșteptul sub nicio formă, dragilor, să mă înțelegeți foarte corect. Eu doar zic părerea mea.
În astfel de situații, oamenii trebuie să fie aduși acasă în Moldova. Pentru că vedeți ce se întâmplă în lume, vedeți ce se întâmplă în societate și trebuie să fie acasă. Că ei nu sunt responsabili, deja asta ține de educația omului individual, nu la general, că moldovenii nu știu ce fac, că ei strădători și s-au dus. Fiecare din noi ne dorim un trai mai bun. Și dacă nu ne-am mers aici, mergem peste hotare, investim în casele de acasă din Moldova și acum ne întoarcem, pentru că am investit în această țară. Chiar dacă cumva suntem lași, cum alții zic, s-au dus, s-au băgat Chișorul, că țara e de-a pula, scuzați-mă de cuvântul țara, și acum vin înapoi ca să ne molipsească, vin virusat și cu comentarii de genul ăsta pe mine chiar mă deprimă, e că asta e cea mai mare problemă. Așa că, dragi moldoveni, dacă aveți, iată, de exemplu, a venit un prieten de-a meu, pentru că el a fost blocat peste hotare. A venit acasă și este în carantină. El nu iese nicăieri. Iată, asta este un lucru foarte, dar el nu trebuie să stai în România 500 de ani, până s-a terminat această epidemie. Pentru că eu îmi dau seama ce se întâmplă în astfel de momente când, Doamne ferește, îți pierzi un membru a familiei și tu nu poți să vii acasă. Voi gândiți cu ce? Înțelegeți? Iar doamna scrie, eu am 3 copii lăsați în Moldova și mulți din voi îmi scriți și de genul că părinții mei sunt acasă în Moldova, nu are cine să-i ducă să-i ajute, să le aducă ceva. Iată, noi la asta nu ne gândim. Noi ne gândim să nu vii acasă, că să ne îmbolnăjească pe noi. Dar îi lasă și ei bolnavi acolo, să tocnească acolo. Doamne, o să treacă mulți, mulți virus până noi o să ne învățăm ce înseamnă omenia. Gata. Salut de la Donici, cam aici a fost despre oamenii, dacă eu cred că ei trebuie să vină, înseamnă, da, ei trebuie să vină acasă, să stea în carantină strict, dar dacă nu sta, dar dacă au venit acasă și nu au stat în carantină, atunci trebuie ciumărit. Așa, mergem mai, Taraclia City, cineva? Acum o să vorbim despre tancurile blindate, mașinile blindate care cumva și-au făcut apariția prin Chișinău. Și-am înțeles că în diferite raioane care sunt mai mari. Și ăsta este un lucru normal, din punctul meu de vedere, dacă oamenii nu înțeleg să stea acasă. Pentru că nu doar noi am scos mașinile blindate și facem război și băgăm oamenii în panică. Pentru că oamenii nu înțeleg. Eu am fost, iată, eu sunt deja, asta este a 10-a zi de când stau la Negureni, bineînțeles că am ieșit cu mașina în anumite puncte, fără ca să mă intersectez cu oamenii. La un moment dat am fost la Chișinău, trebuia să mut florile. Iar și am dezinfectat tot pentru că eu sunt foarte responsabil. Și am văzut că în oraș lumea circulă în stânga și în dreapta și bătrâni și tine. Înțelegeți? Și în astfel moment trebuie să pui o mașină și zic, du-te măta și stai în casă. Adică ai ăștia care vin de psihotari, ei sunt vinovați, că ei vin și ne mă lipsesc, dar ăștia care stau și îmblă langa ca coaie într-o căldare, ei nu sunt vinoveți. Iată, doamna scrie, prietena mea este în Italia și sora ei și mama, iar tatăl ei a decedat în Soroca, vinerea trecută. Nu au putut să plece nicăieri la mormântare. Vă dați seama, sunt niște momente destul de dramatice și trebuie să înțelegeți că în astfel de momente putem trece, inclusiv eu, poate să treacă oricine din noi. Doamne ferește, nu știi ce o să fie mâine. Nu fiți penibili, oameni buni. Nu uitați că voi, pe lângă kilogramele pe care le aveți, sunteți și oameni și omenia trebuie să o avem în noi. Doamne ferești, se întâmplă cu ăștia care îți dau mai și tare, că nu veniți în Moldova, stați acolo și tocmiți acolo. Se întâmplă cu dânși ceva. Doamne ferești, nu doresc la nimeni niciun rău niciodată în viață. Că la noi ar trebui să fii pedepsiți. Unde-i Dora? Dora este în carantină, dragilor. Am zis, emisiunea nu se filmează de moment ce avem invitați. Nu vreau să expun riscului pe nimeni, inclusiv pe mine. Înțelegeți? Dacă aceste mașini blindate stau prin Chișinău și stau cu automate și cineva face glumiți că îi împușcă virus, nu, este pentru a cumva potoli tâmpenia oamenilor să nu iasă în stradă, să nu iasă decât doar strictul. Te-ai dus la magazin odată și te-ai cumpărat ceva pentru 4-5 zile și atât. Nu, drag Doamne, dă să... Eu sunt Dima, bravo Dima. Înțelegeți? Iată, asta este părerea mea despre oamenii care vin în Moldova și foarte bine fac.
Pentru că fiecare țară normală își are grijă de cetățenii lor, indiferent că s-au dus la lucru peste hotare sau nu. Pentru că tot ce se întâmplă acum în ultimii ani e datorită oamenilor care au plecat și au investit în familie. Părerea mea personală, poate că eu greșesc, dar nu prea cred. Așa. Gata, am terminat-o cu mașinile blindate și las-le să stea în Chișinău pentru să-i potolească pe oameni. Eu înțeleg că este greu să stai într-un apartament. Dar cumva cred eu că o mare parte din noi avem rude la țară. Putem să ne ducem pe o săptămână. Așa. Da, sunt la Negureni. Deja asta este a 10-a zi de când am venit. Am fost o singură zi în Chișinău, trebuia să-l iau pe un prieten și mi-am udat florile. Dar în Chișinău lumea circulă de parcă ceva normal. Am văzut și Bulevardul Moscovei, se plimbă și tineri și mai puțin tineri. Ai spus că o să vorbești cu o doamnă din China. Da, i-am zis că cu ea vorbesc la 21 și 10 minute 15. O aștept pe doamna din China să-mi scrie un mesaj aici ca să pot intra în direct cu ea. Iată să vedem dacă ea este aici. Așa, sper să meargă foarte bine internetul, dar nu o văd. Doamna din China care ne urmărește la momentul actual, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici ca să pot intra. Când de psihotare vin ca pica, vin investiții și vin colete și panetoane, chiar dacă se glumește mult, atunci moldovenii și de acolo stari, bravi și ia, ne susțin. Dar mă, când e greu la toată lumea. Oh, Doamne. Blindatele tot informează cetățenii să stea acasă. Cumva eu, nu că informează, cumva ușor îi obligă. Băi, stați acasă, nu umblați learla. Stați să văd domnișoara că eu știu cum arată poza ei de profil pentru a intra în direct cu mine, dar eu nu o văd. Așa. Domnișoara din Italia, din China, te rog să-mi scrii un mesaj aici ca să văd. Dragilor, nu vreau să vorbesc despre cazul lui Cătălin. Dumnezeu să-l ierte și atât. Nu vreau să discut despre acest caz sub nicio formă. Dumnezeu să-l ierte, atât. Nu mă mai întrebați, vă rog frumos. Așa. Așa. Cum toată lumea vrea să stea acasă, în astfel de momente, vor toți să stea acasă. Așa, de ce nu o văd pe domnișoara? Așa. Stați, vă rog, o secundă, poate o găsesc aici prin cererile de a intra în direct cu mine, dar nu o văd. Astăzi nu jucăm, astăzi Lavinia își face lecțiile, pentru că ai mult. Despre oamenii care trebuie să meargă la serviciu. Din câte știu eu, doctorii, magazinele și câteva fabrici acolo, nu știu, sunt cumva impuse să vină la lucru. Asta este un lucru urât. Dacă omul nu vrea să vină, dar cumva nu știu, aici chiar nu pot să mai exprim, nu știu. Păcat și eu le doresc nu doar doctorilor, le doresc tuturor oamenilor care în astfel de condiții lucrează pentru noi. Câți doctori, că sunt magazine, că sunt markete, că sunt benzinării. Da, se expun foarte mult riscului, dar vă dați seama că aici nu știu. Părerea mea, oamenii cumva sunt obligați să vină pentru că altfel își pierd serviciu. Că alt serviciu nu au, alt venit nu au, alții din contra vor în astfel de momente să vin la lucru că știu că nu o să aibă un alt venit. Adică aici chiar... Iată, eu personal n-am ieșit deloc din casă. Domn Dușeniu, bună seara! Băi, de ce nu văd pe domnișoara aia din China? Două secunde, eu sper că ea... Așa... Eu personal și am și eu o prietenă, Lilia, o știți și voi, Emilian, eu tot sunt în China. O să intrăm în direct cu o domnișoară stabilită în China. Bună seara, Elena, bună seara, China.
Ar trebui să deschizi cu cameră, probabil, sau poate nu este bun internetul. Unde te afli mai exact în China? Ok, închide, te rog, închide live-ul după care mai... Da. Iată, o să... Pauză. Și am făcut focul în cuhni și ne-am mutat în cuhni, ca să nu ne plictisim de casa noastră, ne ducem și în cuhni un pic. Salutări din Italia, nu se aude. Noi nu o auzim. Se întrerupe rău. Gabi, hai răspunde. Nu se aude. Acum se aude? Mă auziți, dragii mei? Dragii mei. Așa, salut, 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 salut. Merge rău. Victorița, știu, probabil, merge rău. A, acum se aude. Da, slavă Domnului, am înțeles. Merge un pic cu întârziere. Am să vă rog foarte mult, cei care vă uitați la, la live, să nu puneți foarte multe inimioare, pentru că îi fură și asta din internet. Doar uitați-vă și ascultați în cazul în care aveți descris un mesaj. Atunci scrieți-l. Dacă vreți să scrieți o tâmpenie, nu o scrieți, că știm că sunt și din asta. Salutări din America, bună seara, se aude, super. Vrem încă o dată să intrăm cu Alina din China. Alinuța, fă ceva, ce-i la mine? Lumea întreabă unde ești tu, de ce nu ești pe live cu noi, ce se întâmplă? Și am spus că îți faci lecțiile. Da. Dulceața noastră, noroc. Să trec ceva. Asta ce e? Trebuie un urmăritor și ajung la 3.000 de... La mine o vezi să-mi arată telefonul când mai trebuie un urmăritor și să ajung la 300.000 de urmăritori. Cu mătrul de la Peresecina, bună ziua și la voi! Așa, dați o secundă să intru cu domnișoara din China, vă rog foarte mult. De, iarăși nu văd niciun mesaj de la ea, poate ajunge foarte greu, îmi pare rău, nu știu de ce. Taie mustață, dar de seară, gata, de seară am să o rad, am să mă fac frumos. Când a venit virus să mă găsesc frumos, zic, o, oh, este prea frumos, spațiancic și nu, nu, nu. Și se duc într-o parte. Din câte știu, în China e prost cu netul. Probabil din cauza asta și nu putem să luăm legătura cu domnișoara Alina din China. Bună seara din Moldova, bună seara! A, văd că s-au oprit câteva inimioare, dar iarăși s-au pornit. Nu puneți inimioare deloc. Uitați-vă pe live, scrieți un comentariu dacă vreți să scrieți, dar nu puneți inimioare aici în colț. Eu le simt inimile voastre că trebuie aici la mine în țâță. Colegii din China și din... spune că despre Instagram nu merge. A ieșit din virus, e greu de tot. Cu mustață parcă ești Hitler. Cineva în genere a pus un Instastory cu mine, mi-a oprit sunetul și l-a pus pe Hitler ceva zicând. Așa, salutări din Anglia. Știu că, apropo, Anglia, prințul, cum îl cheamă? Ce? Nu știu cum îl cheamă. S-a infectat și el cu coronavirus. Așa, salutări din Italia, Bologna. Carlo. Carlo, prințul Carlo s-a infectat cu coronavirus. Și acum am un mesaj pentru unde este Romeo. Romeo este la Chișinău, face livrări. Trebuia să intru mai devreme de 21, că e foarte multă lume. Emilian, din Italia. Hai să vorbim cu Italia. Să vorbim cu Italia, să vedem ce se întâmplă. Așa. Vă pața nașa, eu dacă ies din carantina asta, oi, mansuarei, prințul Charles, Charles, ce-am zis? Cheamă-o pe Nina, Nina citește. Fă cu Gabi că tot din China se află. Care, în Gabi, nu văd niciun Gabi aici. Salutări din București. Hai să vorbim cu Bucureștiu. Să vedem ce face sora noastră, țară. Sore de exprim. Hamaia Mara. Cât că un virus vine la poartă și Mara spune, du-te, du-te, driacule, de aici. Emilian joacă matrioșchi. Mai astăzi nu jucăm pentru că Minuța este la lectură, citește, la Minușca își face temele.
Salutări de la Chișinău, poșta vechii vecinii tăi. Bună seara, dragii mei vecini tari. Sper să foarte curând să ne vedem cât mai des, dar până atunci așteptăm să dea casa în exploatare de la Ecozor. Gata, bun. Îmi pare foarte rău, nu pot să intru cu Alina din China. Probabil că din cauza internetului prost nu putem să intrăm. Așa. Hai, nu pot să intru cu Cristina.moldovanu35. Așa, hai să intrăm cu... nu pot să intru nici cu Sormea în live, nu înțeleg de ce. Așa, acum o să putem intra cu sora mea în live. Cred. Bună seara, Mariana. Bună seara, sora mea. Sora mea de la Italia. Sormea. Bună seara, sorella. Come stai? Tutto bene? Da, bine, voi ce faceți? Noi suntem în live, Lavinia învață, am înțeles că e brobozită un piculeț. Nu, asta Ninuța. A, Ninuța te-a brobozit. E tu s-a făcut lecțiile tot amu. Și fășeți, ce ați făcut astăzi? Ce se întâmplă în Italia? V-ați săturat de carantină sau nu? Eu nu ies din casă deloc. Am 2 săptămâni, bine, mersi, că n-am ieșit din casă deloc, nicăieri. Mhm. Facem mâncare, facem pânic. Socrul meu ne-a zis, că ai noroc, nu știu să te filmesc. Dacă te filmez într-o zi, râdici mai din Moldova de tine. Dar tău îl învață să te filmeze. Nu trebuie, că eu uneori prea tare aiurească. Dar tu n-ai, tu aiurează moderat, așa ca Badea. Ei, bine, așa facem. Iată, mulți m-au întrebat cine e, a cui e Lavinia. Ea că Lavinia, ea că te o vedeți pe Sormea, ea este mama ei, ea este fiica ei, ea este sora mea. Și apropo, Marc nu este băietul meu. Marc e băietul ei, dar ea... Mulți îmi scriu că Marc este băietul meu. Marc este băietul Nina. Marc e băietul ei, dar ea ascunde, pur și simplu, e băietul ei. Bun. Lavinia? Nu te invii pe acolo, salutări ia. Bun, rămâneți cu bine, dragi moldoveni din Italia. Aveți grijă de voi. Și din păcate, în acest primăvară de Paște, nu o să mâncăm panetoane. Dar ce să-i faci? Faza cea mai tare este că de ce spuneam că fiecare din noi are rude peste hotare și este destul de dureros în astfel de momente când ai toată familia în Moldova și tu ești peste hotare. Divă câteva ori când am sunat-o pe Sormea Marcita, adică care a văzut-o acum, ea pur și simplu stătea și plângea, pentru că este frică, pentru că nu știe ce o să se întâmple mâine și că e așa. Și pe această temă vreau să vă zic că în cazul în care aveți posibilitatea să veniți acasă, sunteți oameni responsabili, cetățeni responsabili, veniți acasă. Dacă nu puteți să veniți, nu veniți acasă. Vă pup, aveți grijă de voi. Și abia aștept să treacă acest virus și să mănânc paniton din Italia. Paniton și pasta, mozzarella, la furtuna, la... Așa, gata. O seară frumoasă. Mulțumesc că ați fost în live. Îmi pare foarte rău că nu am putut să intru în direct cu domnișoara Alina din China din cauza internetului. Parcă sunt Hitler, dar sunt fiul lui. El m-a făcut pe mine de mult, dar pur și simplu maica mea m-a ținut și a zis că nu. Acum e momentul. Gata, o seară frumoasă, mâine o să fac un nou filmuleț pe canalul meu de YouTube. Cei care nu v-ați abonat chiar acum, abonați-vă, Emilian Creț, o să vedeți pagina mea acolo, pentru că mâine o să apară un filmuleț cu Geta, cu Getuța va... Diana, voi nebunule și cu tine, am un virus, nu poate să-ți dau. Gata, la revedere, hai. Mai încearcă, dar nu mi-a scris mesaj domnișoara care... Așa. Te pupăm. La revedere, o seară frumoasă, sănătate, noroc, aveți grijă de voi și de familiuțele voastre. Nu trebuie să vorbim un pic cu America. Stați să vedem ce se întâmplă cu America. Dar unde este verișoara mea? Alionușca, unde ești tu? Că nu o văd pe verișoara mea, că e mi-a scris o cerere, dar acum nu mi-a mai scris. Ia să vedem noi. Axaterm, vecinul meu care mi-a pus teoplei polu, îi mulțumesc și lui că n-au nică la picioare. Radimus, azi o rad, gata, promit. Varmea, intră în live, te rog.
Sună la Speia. Bună seara, Speia. Varmea nu vrea să intre. Vorbim acum cu Dublinul, bucătarul nostru de la The Church, cel mai bun bucătar. Îl salutăm și o să ne vedem curând. Când nu știm. Conectare. Bună seara, bună ziua, America! Bună ziua! Și, fa și faci pe... Atent să vede țâțele, scurgă muș laptele. Da. Fac un borșușor la coptilaș. Bor, da, da unii Mateuță. Mateuță se facă. Dar vreau să mă urci. Mateuță! Bună seara! Tu mai ții minte povestea cu șopârla cu un ochi? Ori nu ții minte Da. șopârla cu un ochi? Ia-mi spune-o, nanu, răbde! Tăți ia învață, tăți scriu, tăți desenează. Picasso, lui nanu Picasso. Mai frumusață! Da, el spune că mama spune povestea șopârlii cu ochi. Și eu spun, dar el spune, nu, tu nu spui corect, cum spune nanu. Dacă tu nu spui corect, Nanu spune cu talent și cu actorie. Și se întâmplă acolo la voi în America, în Dallas, nu? da, ce se întâmplă? Stăm în casă. Tot e carantină, tot. Da, e carantină, tot stăm acasă. Asta e treaba. Știu că trebuia să vii în aprilie în Moldova din America, dar ea ca s-a blocat. Da, trebuie să vin și n-am să mai vin de grabă, dar nu se știe, poate... Ea este Alionușca, verișoara mea. Ne-am trăit o mare parte din viața mea la ei și am copilărit cu ea, dacă nu știați ea, ca că faceți cunoștință. Este stabilită în America și are două boțuri de aur, dar unii Justinica, bombonica. Se întrerupe. Te aud așa de rău, se întrerupe. Da, am doi copii. Stau aici și vă duc dorul la toți. Câteodată când mă uit la voi, apoi boșesc. Dar așa-i viața. Așa-i. Lasă că... Cum se termină virusul, veniți acasă și vă țin la negurini o lună, vă săturați de gloți, vă săturați de găini de casă, de ouă, de petrușcă, de marari, de și vă mai este poftă. A, numai decât, așteptăm. Mulțumim. Gata. Mulțumim. O seară frumoasă, ai grijă. Copii. Nanu vă iubește, hai. Vedeți de ce eu zic? Că este important dacă oamenii pot să vină acasă în astfel de momente, pentru că lor le este, și cu siguranță vă este foarte greu. Mai ales când știți că o parte din familie este la aici și o parte e dusă nu știu unde, o parte în gen nu știu unde. Mai virusul ăsta poate ne uni pentru totdeauna. Să venim tăți acasă și zic, stăm acasă. Bine, o seară frumoasă vă doresc, multă sănătate și mult noroc. Ne vedem și mâine seară, cred, dar depinde foarte mult. În America lipsește Leușteanu. Asta e, 300.000, da. Cumva mă gândeam la cam să fac... Tusovcă la 300.000 de urmăritori, suntem o gașcă foarte mare, dar vă dați seama că suntem într-o perioadă unde nu mă duce capul chiar să fac tusovși. Așa că eu mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și cumva credeți în ceea ce fac eu, în ceea ce spun eu. Vă pupă Emil cu stil, vă dorește mult sănătate și cel mai greu, știți care, cel mai penibil este că primesc diferite, dau comandă de pe internet diferite chestii și eu sunt un om foarte primitor și pe toți îi primesc în o gradă și nu știu ce. Dar nu primesc pe nimeni. Dar promit că după ce se termină carantina facem o tusovcă la negurieni. Iuhu! Bine, o seară frumoasă, la revedere și multă sănătate, mult noroc. Kiss, vă pupă Emil cu stil, la revedere.